Raport cu Dumnezeu ne spune însuși Iisus Hristos că nu suntem singuri. Suntem totdeauna cu Dumnezeu. Dumnezeu este peste tot prezent și în viața monahului Dumnezeu este cu atât mai prezent cu cât îl cheamă. E și o rugăciune pe care o spunem de obicei, rugăciune de invocare, de chemare în numele Domnului. Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această rugăciune noi suntem datori, după rânduială să o spunem, însă această datorie se transformă într-o chemare de dragoste, că suntem apropiați de Dumnezeu și Dumnezeu trebuie să locuiască în noi. Și dacă această chemare e făcută stăruitor și mai multă vreme, atunci rezultatele sunt foarte plăcute. Se produce o căldură duhovnicească în ființa noastră omenească. Crește credința în Dumnezeu, crește dragostea în Dumnezeu și numai atât, dragostea și de natură. Tot se îmbălui în acest caracter, o dragoste dumnezeiești, care pornește din inimă, iar în inimă vine din partea lui Dumnezeu, că este dragoste. Așa e definit Dumnezeu, Sfântul Ioan Evanghelistul, care spune, Dumnezeu dragoste este. Așa încât niciodată nu suntem singuri. Suntem cu Dumnezeu și nu numai cu Dumnezeu, ci și cu tot ce semnează Dumnezeu, toată lumea cerească, această ambianță, această atmosferă de trăire în Dumnezeu. Așa cum trăiește peștele în apă, așa trăiește monahul în Dumnezeu. Această ambianță, această atmosferă, unii totul Dumnezeu pentru monah.